să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Psalmilor, din Psalmul 106. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 7. Așadar, Psalmul 106, începând cu versetul 7. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale. Nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar El a scăpat din pricina numelui Lui ca să-și arate puterea. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor, n-a rămas unul măcar din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Și mă bucur din toată inima că sunteți dispuși și cred din toată inima că veți face lucrul acesta, vă veți ruga în această seară pentru predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, poate ne-am pus de multe ori întrebarea de ce prind roșu la toate semafoarele vieții. Nu aveți impresia uneori că te apuci de ceva și nu merge bine. Din nou un semafor roșu. Te orientezi spre altceva și iar nu merge. Apar pentru tineri alte probleme, cum ar fi problema legată de căsătorie. Și poate mergi într-o relație, nu știu, jumătate de an, mai mult, mai puțin, și din nou e roșu la semafor. Și ai impresia că pentru tine sunt rânduite, parcă Dumnezeu a stabilit pentru tine toate semafoarele cu culoare roșie. Și în această zi, dragilor, aș vrea să răspund la întrebarea de ce uneori prindem roșu la toate semafoarele vieții. Uitați-vă, ați văzut dumneavoastră uneori GPS-ul, când se poate că la un moment dat să fie două, trei persoane în același loc și cauți o adresă pe un GPS, iar GPS-ul îți va da cele mai convenabile, poate cele mai optime rute. Așa consideră el. Și sunt probabil acolo mai mulți oameni care primesc aproape aceleași coordonate. Dragilor, la fel Dumnezeu, vreau să vă spun, nu ne poate trimite pe orice cale, pe orice drum. Poate că nouă ni se pare că ruta asta nu este destul de bine gândită, pentru că am remarcat noi și știm noi logic că există rute mult mai ușoare. De ce Dumnezeu stabilește calea aceasta? Dragilor, poate acolo unde vrem noi să o luăm, la stânga, la dreapta, e roșu și nu înțelegem de ce. Pentru că nouă ni se pare că așa e bine. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu cunoaște și viitorul nostru și pregătește lucruri extraordinare pentru noi. Chiar dacă nouă ni se pare că zona în care ne duce Dumnezeu e o zonă de fundătură. Așa că primul lucru pe care vreau să-l aduc ca un răspuns la întrebarea aceasta, de ce prind roșu la toate semafoarele vieții? Primul răspuns este că nu putem să ne alegem noi calea. Da, de-aia uneori e roșu că ne alegem noi calea. Și uneori Dumnezeu poate să ne aleagă calea, dar mai târziu din nou s-ar putea să găsim roșu la semafor. Dumnezeu este Cel care alege drumul. Dumnezeu alege calea, nu noi. Așa cum a ales-o evreilor, pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu în Exod, în capitolul 13 cu versetul 17, că după ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Dumnezeu vede uneori că drumul mai scurt s-ar putea să ne întoarcă din nou în robie. Ai înțeles în această seară că ai avut nevoie de necazuri? Și uneori chiar după ce te-ai întors la Dumnezeu. Ai remarcat faptul ăsta că poate nu a trecut nici 2-3 anișori de când te-ai întors la Dumnezeu, nu știai multe atunci. Și Dumnezeu te-a aruncat într-o încercare, a îngăduit, dacă vreți, încercarea aceasta. Pentru că Dumnezeul nostru nu este Cel care botează doar cu Duhul Sfânt, este Dumnezeul care botează și cu foc. Și avem nevoie de lucrarea aceasta în viețile noastre. Putem spune pentru toate încercările pe care le-am avut până acum, lăudat să fie Dumnezeu?
Avem noi certitudinea că lucrurile astea ne-au făcut bine? Avem certitudinea că Dumnezeu prin lucrarea aceasta ne-a călăuzit ca să ajungem ceea ce suntem astăzi? Recunoaștem că fără de călăuzirea asta, uneori cu roșu la semafoare, noi am fi luat o razna și n-am mai fi fost în casa lui Dumnezeu? Pentru toate astea să spunem din inimă, slăvit să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, poporul evreu era prins acum între două războaie. Unul care se anunța în spatele lor, pentru că egiptenii îi urmăreau. Și unul care era pornit de filisteni, pentru că vreau să vă spun, în țara filistenilor a fost nesfârșit război. Când vorbim astăzi de războiul din Gaza și de oamenii ăștia care și-au găurit o țară întreagă, și-au perforat și-au făcut unele, probabil că nici ei nu mai știu harta. De alminte, evrei. Nici ei nu mai știu pe unde au făcut tunele. În continuu, n-au făcut altceva decât să se înarmeze, decât să se gândească la război. Ei bine, în țara asta avea să intre poporul lui Dumnezeu. Într-o țară în care era război. Iar singurul lucru pe care îl aveau ei la îndemână, știți ce erau? Niște arme. Aveau arme de război. Dar vreau să vă spun că dacă un popor timp de 430 de ani pune spinarea fiind sclav într-o țară, nu mai are determinarea și nici curajul să intre într-un război. De unde să știe ei cum să lupte? Când ei de fapt au fost doar loviți, doar chinuiți, doar sancționați. Ei bine, vreau să vă spun, dragilor, că Dumnezeu când trimite pe cineva, îi zice, du-te cu puterea pe care o ai. Dar nu e o putere personală, că noi știm ce putem face cu puterea noastră. Noi știm cât ne rezistă nervii. Noi știm cât de răbdători sau de nerăbdători suntem. Noi știm când rezistăm la foame. Uite, de exemplu, sunt unii care până la ora 12 duminica văd nu știu câte oale de supă. Noi știm cum stăm cu răbdarea noastră. Noi știm cât de răzbunători suntem noi. Asta e puterea noastră. Recent am citit undeva mărturia unor oameni care au fost în Coreea misionar, dar asta pe timpul primului război mondial. Și când au ajuns acolo ei misionari, recunoșteau despre ei înșiși că n-au fost suficient de pocăiți. Și-au dus, s-au dus și au găsit o chirie prima dată, după aia, pe unul așa mai tinerel, un corean, care să le facă mâncare. Și atunci au început ei așa, cu lucrurile astea cicălitoare, cu miștourile, cu glumele nepermise, puneau vaselină peste tot, pentru ca acel tânăr corean să vină să se mânjească pământ. Când dormea, se ducea, lua pantofii și depodea, bătea un cui, știi, în pantof. Ca ăsta când vine să ia pantoful, să nu mai poată smulge de acolo. Și nu reacționa tânărul absolut deloc. Absolut deloc. Rămase așa un pic uimit și o zis, mă, nu reacționează. Ăsta, deși nu-i pocăit, deși e un păgân acum, el e mai bun ca noi. Și oamenii s-au mai pocăit și într-o zi și-au cerut iertare de la el și-au promis, zice, n-o să mai facem lucrurile astea niciodată. Iar coreanul a zis, cum adică, n-o să mai ungeți niciodată clanțele de la uși, mâna de acolo la frigider, pe la aragaz? Nu, nici n-o să-ți mai batem cuie în pantof, niciodată! Și atunci el și-a luat angajamentul coreanul și-a spus așa, nicio, n-o să mai scuip niciodată în supa voastră. Înțelegeți cum sunt oamenii? Răzbunători. Știm noi ce putem face cu puterea noastră. Dar aici, dragilor, este vorba de puterea lui Dumnezeu. Domnul ne duce pe un drum pentru ca să mai câștigăm noi ceva timp. Poporul evreu a avut nevoie de alți 40 de ani în care Dumnezeu să-i facă exact după inima lui. Și uneori spui, de ce totdeauna când e vorba de binecuvântare, în dreptul meu scara e așa în formă de spirală? Și alții în 2 ani de zile, Domnule, sunt realizați. Auzi de ei că sunt antreprenori, auzi de ei că au avut succes nu știu unde, auzi de ei că au mers în străinătate, eu m-am întors de 4-5 ori până acum, va spune cineva înapoi în România. Și ăla s-a dus și din prima, Domnule, a intrat undeva. Și a reușit. Și e bine acum. Dragilor, fiți foarte atenți, nu la toți ne priește bogăția. Să țineți minte treaba asta. Nu la toți. Unul dacă ar fi bogat acum și nu i-ar primi, iar da, Dumnezeu bogăție, l-ar nenoroci. Am văzut om care are super bogat, dar nu și-a schimbat mașina vreo 20 de ani. Doar recent. Și m-am uitat așa la el că suntem prieteni și am zis, bă, cred că dacă eram în locul tău de vreo 5 ori îmi schimba mașina până acum. Dar el nu. Ăstea oameni, nu de zgârcit, oameni cumpătați. Mai bine au făcut vreo 2-3 biserici, dar nu și-au schimbat mașina. Nu oricui priește bogăția.
Nici frigiderul la oricine nu trebuie să fie plin. Știi că tot astăzi am citit undeva, asta într-o paranteză, am înțeles că au apărut tot felul de trucuri din astea pentru a nu mânca, pentru cei care suntem așa mai grei decât ar trebui. Să spui pe frigider, știți cum erau felicitările alea când le deschideai și cântau ceva? Sau când cutiile alea pe care le deam cadou, cutii muzicale. No, așa sunt acum un fel de chestii care le lipești pe frigider, am auzit și eu că sunt în America. Deschizi frigiderul și alea încep să te bajocorească. Mâncăule, nu ți-i rușine, iară umbli la frigider. Adică te fac în fel și chip. Dragilor, vreau în seara aceasta să înțelegeți că atunci când Dumnezeu ne trimite în lucrare și zice cu puterea pe care o ai te vei duce, El ți-o și dă și nu te trimite niciunde până nu ai putere, până nu-ți dă creșterea necesară. De aceea, dragilor, aveau nevoie, dacă vreți, de laboratorul ăsta numit pustie, în care au stat 40 de ani evrei, nu pe acolo. Și de la început facem ocolul ăsta. Nu cumva să vedeți războiul și să vă duceți mai bună robia decât războiul. Apoi, dragilor, aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu are dreptul și își va alege drumul lui, și nouă ni se pare că e roșu la semafor, pentru a ne antrena, eficientiza credința noastră. De-aia face Dumnezeu așa. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu ceva foarte frumos despre Enoch. Ascultați ce zice Geneza 5 cu 22. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Eu nu spun acum cum de nu s-o plictisit cu Dumnezeu. Eu mă întreb acum cum de-o ținut ritmul, că să umbli cu Dumnezeu trebuie să păstrezi un ritm. Dumneavoastră v-a spus întrebarea, cât de frumos zice Biblia despre Enoch. Iar versetul 24, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Eu vă întreb, oare am putea noi ține pasul cu Dumnezeu? Aș putea eu ține pasul cu bunătatea lui Dumnezeu? Aș putea eu ține pasul cu îngăduința pe care o are Dumnezeu? Aș putea eu ține pasul cu dragostea pe care o are Dumnezeu dacă vreau să umblu cu El? Aș putea eu să țin pasul cu mila Lui? Mi se pare și mi se pare că-s grozav, auzi că vin la biserică. Aș putea să țin eu pasul cu facerea de bine? Aș putea să țin eu pasul cu gândurile bune? Păi mai zilele trecute am auzit și nu-i singura dată când am auzit o persoană spunând despre altcineva. El e cam bolnav, știi? Dacă îl vezi așa că are 50 de ani, el e cam bolnav, știi? Și mi-am dat seama că oamenii în mintea lor gândesc așa, ăsta se curăță repede. Și sunt foarte frustrați după aceea tot ei care spun cuvinte din asta, că omul nu mai moare. Omul nu mai moare. 80 de auzi, depășit. Și tu, dragi, el e cam bolnav, știi? Da, el e cam bolnav. Cu alte cuvinte, ei speră că într-o zi, mai repede decât ar crede alții, se va sfârși și va muri. Dar Dumnezeul pe care îl slujim noi nu este așa. Ca să umbli cu Dumnezeu, trebuie să ai gândurile pe care le are Dumnezeu. Puteți ține ritmul. Dumnezeu ne promite că da. Poate am mai spus asta, cum se ruga Vurbrand înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ia-mi inima mea rea și păcătoasă. Și nu mi-o mai da niciodată. Dar să-mi dai în loc inima ta plină de bunătate, de har și de dragoste. Și să nu mi-o mai cer înapoi niciodată, Doamne. Să o las să fie în mine. Și atunci poți să umbli cu Dumnezeu. Așa ți-i drag să umbli cu Dumnezeu. Ești pregătit să fii bun, ești pregătit să fii iertător, ești pregătit să ai multă milă, ești pregătit să suporți pentru numele Domnului, ești gata să fii batjocorit, ești gata să zdrobești genunchii, ești gata să plângi, ești gata să te doară, că zice Biblia despre Dumnezeu, tot lăuntrum este plin de milă. Mi se zbate inima în mine, zice Dumnezeu. În noi oare să zbate inima? Sau să zbate când suntem nervoși? Vai, zice, vai. Pe acolo, pe la semafor, că tot e vorba de semafoare. Doamne, cât sunt nervoși, lumea asta în care suntem. Am deschis și eu odată geamul, am fost necugetat și nepocăit atunci. Veneam de undeva din Oltenia și unul m-a batjocorit, tocmai când am ajuns aici la Podgoria. Dar tânăr așa, și am zis, bă, de ce mă batjocorit? Și am lăsat și eu geamul și am văzut cu eu domnișoară. Acum zic, de ce vorbește așa? Ca să o impresionez pe domnișoară, atât i-a trebuit. Cred că mă bătea atunci. Nu pot să vă spun că e rușinos ce mi-a spus, ce-mi face, ce așa, ce...
nevastă, n-ai de lucru, n-ai de lucru. Dragilor, uitați-vă bine, dacă vreți să umblați cu Dumnezeu, nu există altă modalitate decât să rugăm pe Dumnezeu să pună inima Lui în noi. Nu numai că seara noastră de părtășie, nu numai că evanghelizările pe care le așteptăm, nu numai că serile de luni în care ne rugăm, nu numai că faptul de a veni la casa lui Dumnezeu, de a ne ruga unii pentru alții, dar vom avea pasiune. Noi le vom spune cu foc când vom predica, noi vom cânta din toată inima când vom face lucrul ăsta, noi vom fi dedicați lui Dumnezeu când vom fi chemați în slujbă. Pentru că așa e inima lui Dumnezeu, ne-a mântuit Dumnezeu. Hai mă să vă dau și vouă așa o gură de oxigen. Hai să facem ceva și pentru ăia. Nu știu ce Biblia, în Ioan 3:16, dacă vreți, dacă aș avea eu bani, aș umple toată grădiștea și tot Aradul de versetul ăsta. Numai că l-aș pune undeva la capătul localității. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cu pasiune, cu tot focul inimii, cu toată tăria Lui, cu tot devotamentul Lui, cu toată abnegația Lui, noi suntem gata așa. Sau ne greu să zicem câteodată un amin. Dați slavă lui Dumnezeu în seara asta. Ziceți, mărit să fie numele Tău, Hristoase. Păi nu oamenii vă înviorează, că așteptăm oameni de multe ori. Ei, au venit. De câte ori n-am așteptat noi oameni și au venit oameni și după aia zicem, mai bine predica unul de la noi. Am mai făcut și asta. Nu-i drept să spunem așa, că omul a bătut drumul și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Dar așa plecăm de multe ori frustrați și de la adunare și am zis la adunare, nu-i permis să faci riduri. Da. Sunt fericit, Iisus m-a mântuit și riduri, te mai uiți la ceas când vezi cât e ceasul, încă jumătate de oră. Acum, sunt mulți cântăresc la nuntă și fratele dijor pleacă, înțelegi? Nici fanfare, s-a obligat să predic o oră. Nu știu dacă predic atât. Predic că va vrea Dumnezeu. Dar când vă spun treaba asta, poate că vă încrunta și mai tare. La biserică n-ai voie să faci riduri. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Aș vrea să văd fețe luminate în această seară aici. Și pe Dumnezeu cu puterea Lui strălucind peste viețile noastre. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu predic ca să-mi iasă predica în această seară, dar m-aș bucura din toată inima să văd că trebuie să-L tați înaintea lui Dumnezeu. Nu-i rezultat la predica mea, ci e o dovadă că Domnul e prezent în adunare și cercetează multe inimi. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Dumnezeu! Iubiții Domnului! Enoch a umblat cu Dumnezeu. Știți de ce a reușit? Pentru că marele lui coaching. Ați auzit des asta acum? Mai zicem noi, cine te antrenea? Marele lui coaching. La marele coaching, marele antrenor al lui Enoch era Dumnezeu. Era Dumnezeu. Marele preparator al călătoriei noastre este Dumnezeu, care ne duce pe acolo și noi vedem că e roșu și iar ne încrețim la frunte. Uite, dacă ești fotbalist, dacă ești, nu încurajezi pe nimeni din adunare să fie fotbalist, pentru că Biblia spune că Dumnezeu ne-a chemat să ne câștigăm cu mâinile mâncarea, hrana, nu cu picioarele, nu? Așa, dar dacă ești fotbalist sau cineva e fotbalist, probabil că în viață, chiar dacă n-ajunge aici, dar măcar și-ar fi dorit, să mă antreneze măcar o săptămână Guardiola. Sau dacă ești, nu știu, tenismen, probabil ai vrea, dacă aș fi așa, nu știu, vreo lună de zile undeva cu Rafael Nadal. Mai sunt și alții, zic și eu acum așa, pe care mai știu. Sau nu știu, dacă ai vrea așa un curs de antreprenoriat, te-ai gândi așa cine, dacă ar mai fi trăit Steve Jobs, că tot ai iPhone în fiecare zi în mână, știi, dacă aș fi fost, l-aș întreba eu mai multe pe omul ăsta, m-ar ajuta. Dacă ești, că acum vine problema că ești ce ești, dar mai străbă, zice, nu, mai străbă ceva. Trebuie să faci un curs din ăsta de leadership. Și atunci te gândi, dacă aș putea eu odată așa să mă întâlnesc cu John Maxwell, așa să-mi zică el o săptămână numai mie atunci, așa să vezi tu leadership. Dragilor, e adevărat, oamenii aceștia au performanțele lor, dar dacă ești în căutarea celui mai de durată și a celui mai răsunător succes, știi și vei afla în această seară că cel ce te pregătește este Iisus Hristos, care ne-a spus că El pregătește acolo, dar nu uită ceea ce se întâmplă aici, va lăsa Duhul Sfânt ca să ne pregătească și pentru noi, și pe noi, pentru ceea ce pregătește El acolo. Suntem noi conștienți de treaba asta?
Nu știu, a fost o cântare, dar la un moment dat așa am fost, că mi-e dor de Domnul, mi-e dor să se întoarcă. Mi-am pus, Doamne, chiar mi-e dor? Nu vreți să vă întrebați și dumneavoastră, chiar ți-e dor? Stai un pic, că numai ce am luat mașina, acum după când am gătat și ne-am mutat și casa. Păi stai un pic, acum numai după ce mi-ar până acum am fost, pat, suferință, perfuzii, mi-au trecut, citostatice, mai bine. Acum să vină Domnul. Și uneori, dragilor, știți cum suntem? Parcă n-am mai plecat de pe pământul ăsta. Când începe să ne fie bine, parcă n-am mai plecat de pe pământul ăsta. Suntem ca așa cea gâscă sălbatică care la un moment dat a pierdut stolul, ea venea în zbor, dar cumva a rămas și a intrat în curtea unui țăran, s-a domesticit cu celelalte gâște și a dat boabe de porumb, dă-i o mâncat. După un an, când din nou stolul de gâște trecea pe acolo, zis, ia las că acum. Și-o dat ea, o pedalat ea și-o încerca să zboare din viteză, dar de unde? Era prea grea. Era bine în grădină la țăran. Așa, dragilor, și noi, pe numai ce ne-am pus pomii, numai ce mi-am făcut parcul, numai ce pornește automatizat clima, numai ce spațiile verzi, uite, sudate acum. Dar cine suntem noi, Nebucadnețar, să ne facem pe pământul ăsta grădini suspendate? Iubiții Domnului, nădejdea noastră a trebuit să fie, trebuie să fie Iisus Hristos. Și cel mai mare dor din inima noastră trebuie să fie dorul după întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Ascultați-mă ce vă spun, cu asta controlați-vă întotdeauna. Nu te uiți la cutare, cutare ce face, cutare așa, nu-i bine, Domnule, la noi în adunare. De-aia verifică-te cu întrebarea asta, ți-i dor de Iisus Hristos? Că dacă ți-i dor de Iisus Hristos, nu poți să te uiți așa mai încruntat când nu-ți convine ceva. Mă uit mai așa. N-ai cum, ți-i frică, te temi de Dumnezeu, pentru că pierzi cursa. Rămâi cu gâștele sălbatice acei. Și cu martorii lui Jehova care vor rămâne ei să ducă cu roaba lor, lebenița, și cum vor aduna ei dovleci din grădină și pe-a mai spus o dată. Ei n-au nevoie de pom din ăștia care să fie umbrari. Că așa de mare o crește pătrânjelul la ei în grădină că stau la umbra pătrânjelului. Aici vreți să rămâneți. Că Biblia spune că pământul ăsta cu tot ce-i pe el va arde. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Așteptând și grăbind ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dragilor, vă spun că nu există training, antrenament spiritual în fața televizorului sau navigând pe internet printre peturile și scursurile păcătoase și lascive ale acestei lumi. Nu există creștere și pregătire spirituală în felul ăsta. Numai stând cu Dumnezeu. Eu nu pot să opresc niciodată rugăciunea. Unii probabil ce las că ți-o prind slăbiciunea. Doamne, dă să avem tot slăbiciunea asta. Despre ce slăbiciune e vorba? Vine unul din străinătate. Frate Popelea, nu facem 3 seri de evangelizare. Ăștia se miră. Na, ce l-a apucat pe ăsta? A venit el în concediu, amu, trebuie să facem 3 seri. Ce zici, frate Popelea? Nu zic nu. Știți de ce nu zic nu? Că nu pot să zic nu la rugăciune. Că nu pot să zic altceva decât da, ne rugăm. După aia mai trece altceva, știi că eu luni merg colo, marți merg, mă cheamă și pe mine. În câte seri după aia, zice, puteți să ajungeți? După aia mă iau alții, știi? Nu putem să facem și noi așa că ar fi bine să ne rugăm pentru bunul mers al lucrării. Zice, mă, dar nu ne rugăm, știi? Și nu pot să spun nu, nu facem. Și probabil că unii mi-au prins slăbiciunea asta. De aia zic, Doamne, dă să avem tot slăbiciunea asta. Să nu spunem niciodată nu rugăciunii și întotdeauna să spunem da. Și uneori chiar să fim și noi implicați în treaba asta, sau dacă pot spune așa, întotdeauna, Domnul să ne ajute. Că oricum nu ne rugăm cât trebuie. Lăsați-i pe oamenii care vin să ne spună, că îmi zic și mie destui în vremea asta. Dar ce acaz, nu mă pot ruga. Pe la fără 20 să ia și pleacă deja din biserică. Bă, omule, unde te duci? Te rog frumos, numai ce ai venit. Dar ce are, zice, știi așa, ce are? Zice Biblia că Dumnezeu mai operează, pentru că există o sabie a Duhului. Și unde tabie sabia Duhului, nu se vede nimic în urmă. Cicatrice, dar noi cu toporul, Domnule, ăla ne-a scuțit-o. Cu ăla dăm și rupem. Și nu avem nicio problemă, că rupem în spatele nostru. Dar Dumnezeu zice, folosi sabia Duhului care este cuvântul meu.
că ea nu lasă, nu-i nevoie de cicatrizare, ea curăță ceea ce este rău. Oameni buni, lucrați întotdeauna în dragostea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este Cel care își are drumul Lui. De ce își are drumul Lui? Pentru a ne ajuta să-I cunoaștem puterea Lui înainte de a da unele teste. V-aș întreba acum, da, nu ridicați mâna. Câți dintre dumneavoastră aveți probleme și deja vă gândiți la ziua de mâine? Că va trebui să întâmpinați problemele și dacă e ceva. Unii sfrământați duminica gândindu-se unde găsesc luni mai ieftin. Ceva ce le trebuie, dar mai ieftin. Dragilor, câți aveți probleme de aici, începând de mâine încolo? Câți? Ei bine, dragilor, vreau să vă spun că problemele astea sunt pentru a ști că într-o zi vei avea nevoie de putere mai mare de la Dumnezeu și când vei da testul acela să-l poți trece. De aceea Dumnezeu ne duce pe un drum. Pe acolo ca să vedem puterea. La ce mă refer? Pe ce popor era acum pus înaintea Mării Roșii? Ce popor? Un popor care trebuia să mai cârtească? După ce ai văzut tu păduchi, după ce ai văzut tu sânge în Nil, credeți că e simplu? Păi sângele ăla de acolo, din râu, ăla începe să miroasă. Credeți că e simplu să auzi broaște peste tot, că intrau și în făină? Te duci să faci și tu două azimi și te duci la baie, calci peste tot. Erau grămezi, cum dăm noi zăpada, când nămeții sunt mari. Așa erau broaștele în țară. Și peste tot a fost degetul lui Dumnezeu. Și să mai îndoiască ei la Marea Roșie, acolo, că i-o bădus Moise pe un drum pe care nu trebuie? Moise, tu n-ai fost atent la semafoarele vieții. Tu ne-ai dus pe unde nu trebuie. Dragilor, Domnul ne duce ca să-I cunoaștem puterea. Auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu în două din versetele pe care le-am citit eu în această seară din Psalmul 106. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la Marea Roșie. Nu-i așa că am zice în dreptul, dacă aș fi văzut eu atâtea minuni, auzi, întâi născut să moară și numai noștri a pocăiților să rămână în viață. După ce am ascultat porunca asta de a pune sânge pe ușorii ușii, ce vreți, fraților, mai mult de atât? Nici nu s-a întâmplat asta când a fost pandemie. Nu-s Dumnezeu, va fi pandemie, dar niciun pocăit nu o să aibă absolut nimic. Iar al șaptelea om care a murit din țara aceasta, de boala aceasta, a fost un creștin, un pocăit. Probabil primul din Arad, nu? Din câte știm noi. A zis Dumnezeu că noi vom fi scutiți de astea? Nu, dar uite că lor le-a spus și le-a zis, veți fi scutiți de toate astea, îngerul nimicitor nu se va atinge de casele voastre. Și înaintea Mării Roșii încep să cârtească, să fie neascultători și să uite toate îndurările lui Dumnezeu. Și versetul 8 spune așa în continuare, Psalmul 106, dar El i-a scăpat din pricina numelui Lui. Și de ce? De ce a scăpat din pricina numelui Lui? Ca să-și arate puterea. Ați înțeles? Dincolo, când a trecut Marea Roșie, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au început să cânte. Este cântarea lui Moise. Dar și poporul a început să dea slavă lui Dumnezeu. Se spune din legendele lor, din amintirile lor, din scrierile lor, că dimineața când erau ei, că s-a petrecut noaptea treaba asta, episodul acesta, ei erau pe partea aialaltă, cântau laudele Domnului, iar pe mare pluteau trupurile moarte a celui care au fost oameni de război. No, cum e Dumnezeu acum? Să uităm ce scrie în Exod 14:14. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Doamne, dă-ne liniștea Ta. Nu liniștea unui puturos, nu liniștea unui om incompetent, nu liniștea unui om care e în letargie, care e în depresie, unui om care nu-i mai arde de viață. Dă-ne, Doamne Dumnezeule, liniștea Ta. Știi cum e liniștea asta? Cu laudele Domnului, cu oameni care caută rugăciunea, cu oameni care iubesc, cu oameni care sunt interesați de unii și de alții. A venit unul odată de la Zalău și stă de vorbă cu mine la urma una dintre bisericile în care slujește, ați mai fost pe la mătușa mea? Zic că am fost, dar
Cam de cât? Nu știu, de o lună sau două. O femeie care e în cărucior. Zice, da, să știți că nu prea mereți. Și era tinerel așa. Știi, firea îți vine să zică, dar cine ești tu de la Zalău? Tu de câte ori vii de la Zalău ca să o vizitezi pe mătușa ta? Știi, dar am zis, băiete, ai dreptate. Nu prea mergem pe la mătușa ta. Și am spus și bisericii, e adevărat. Oameni buni, nu prea mergem pe la mătușa aia care e în cărucior. Nu prea mergem. Iar cuvintele mele nu sunt cuvinte de ocară acum sau de învinuire. Eu îmi doresc din toată inima să fim înflăcărați de Hristos și să înțelegem călătoria cu Hristos nu înseamnă băutură, mâncare și cum zice cuvântul lui Dumnezeu prin gura apostolului Pavel și este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și îți dă liniștea asta din Exod 14, numai cânți. Știți ce sunt uimit? Că dacă descoper pe cineva, zic, uite ce o zis cântărețul ăsta. Și vorbesc într-un mediu din ăsta, creștin, evanghelic. Imediat se găsește, da, știu pe artistul ăla. Extraordinar. O poezie nu știe. Dar știe o listă întreagă de cântăreți, de artiști. Și îmi pun întrebarea, cum e posibil? Păi ce, eu tot Vechiul Testament nu înțeleg o iotă de acolo. Dar bine că înțelegi cu atât, dacă te întreb cine e Stevie Wonder, știi. Dacă te întreb cine e ăla, altul știi. Dacă te întreb cine e aia, altă știi. Dacă te întreb, uite, ai auzit acolo ce cânta, cine cânta, iară știe. Dar nu înțelegem cum a fost cu Gedeon, dar nu înțelegem cum a fost cu Deborah, dar nu înțelegem cum a fost, nu știu, cu Balaam, cu Bala, cu astea. Cine sunt ăștia? Știți de ce? Pentru că nu prea răsfoim Sfânta Scriptură. Nu prea ni legată inima de Dumnezeu așa cum ar trebui. Și aici, dragilor, în cuvântul lui Dumnezeu sunt făgăduințe. E perioada taberilor, a fost și copiii și probabil vor merge și tinerii cu ajutorul lui Dumnezeu. Mi-a adus aminte astăzi de un băiat tânăr da, din Statele Unite ale Americii care vrea să meargă și el într-o tabără, iar tabăra costa cam $1,000. Aștepta de undeva, de la bunici, de la mama, de la tata, de undeva trebuie să vină, dar nu primi nimic. Mai mult, parcă așa, aparent, într-un mod ofensator, bunica i-o croșeta, deși era var, o pereche de mănuși de lână. Le-o lua de acolo, s-o duc și le-o aruncat așa ca pe două zdrențe, și s-o puse la computerul lui și o stat acolo și nu mai vrut, mai aproape de depresie, că găsim pe unii până în școli cu niște șocuri din cauza computerului, știi? Și mama, săracul acolo, îi duce farfuria și îi pune să mănânce, știi? Că îl iubește. Ce să fac, frate Nelu, ce să fac cu el? Că dacă nu-i duc să mânce, aici nici măcar nu vine să mănânce. Păi l-ai obișnuit. Te duci într-o altă familie, în prag de divorț și s-a întâmplat, ce vă spun eu? Frate Nelu, zice ea, nu mai știu ce să mă fac cu el. Lui trebuie cursuri, IT și nu știu ce, și tot cu laptopul. Și să joacă în loc să vezi, să joacă. Și nu știu ce-mi vine minte mie să o întreb și pe ea. Dar tu nu te joci. Nu! Numai pe telefon. Bun atunci. Dacă nu-i rugăciune, nu-i din aia la biserică, nu, el pe laptop, tu pe telefon. Dar el e mai vinovat, știi? De ce? Pentru că are și mouse, pentru tine e mai greu. Am înțeles care e cauza voastră. Lipsa de îndumnezeire ne duce în astfel de situații. Și de la o zi la alta alunecăm tot mai mult. Știi, căderea aia în care te duci lin, este dacă vrei cea mai vicleană. Și așa vrea să ne ducă diavolul. Pentru că nici măcar unul s-a dus în lume, o păcătuit, fraților, mai mă iartă Dumnezeu. Da, stai acolo și te pocăiește. Dar unul din ăsta care alunecă în fiecare zi câte un pic, el zice că e bine, că nici nu-și dă seama că nu a avut loc căderea asta în viața lui. N-ați vrea să rugăm pe Dumnezeu să ne sensibilizeze din nou? Să ne facă un rapel la sensibilitatea asta pe care ne-o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să devenim acei oameni care atunci când Dumnezeu spune o vorbă, aleluia, am înțeles. Păi trăim zile și nu știu de ce zic lucrurile astea, că n-am propus eu să spun așa ceva, departe de mine. Am îndeamnă Dumnezeu. Mi-e foarte greu să facem câte un anunț în biserică. Este foarte puțin pe unde slujesc eu. Mi-e greu să le spun. Haideți, vă rog frumos, de la balcon jos, că noi suntem o biserică și suntem 7 persoane aici și 20 sus. Hai, dacă asta...
Păi nu mai venim, frate, nu mai venim, adică nu-ți convine. Da, da, aici o biserică, dincolo alta, cum facem? Ce s-a întâmplat cu noi? Ce ne-a apucat? Nu mai putem, atât de sensibil, ce să mai vorbim de pocăință, de cuvântul lui Dumnezeu când stăm față în față cu cineva? Asta nu mai contează. Doamne Dumnezeu, ne luminează-ne inima. Și asta de unde vine, dragii mei? De unde vine asta? Păi când eram tineri, mi-aduc aminte, dacă citea păstorul numai un cuvânt pe linia vinovăției noastre, roșu, galben, albastru, tot eram ca tricolorul și Doamne Dumnezeu. În ziua de azi nu mai contează nimic. Te legi de mine? Mă las că mă duc. Nu-mi binecuvântez copilul cineva. Las că mă duc la Beiuș. Înțeles? Și dacă la Beiuș nu asta, mă duc la mănăstire, frate, mă duc. Imediat, înțelegeți? Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să binecuvânteze bisericile noastre. Și să ne facă Dumnezeu sensibil. Să ne recăpătăm sensibilitatea asta dată din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa a fost băiatul ăsta. Arunca mănușile. După 3 ani de zile, o dat peste ele. Zai, și bunica atunci ce caragioasă a fost. Nici nu mai trăia bunica. S-a uitat la mănuși, în pomenirea ei, știți? S-a uitat la mănuși așa. Hai să bag măcar mâna așa, nu-i mai... Dar să-mi arăt măcar acum respectul față de așa. În fiecare deget al mănușii era câte $100. Uși de bunica. Total, 1000. Dar el nu o ținut cont de mănuși, le-o țipat acolo. Așa suntem noi uneori. Dumnezeu vrea să ne descopere puterea. Dar nu. Postește că în post îi putere. Că numai omul fără minte stă flămând pe căldurile astea o zi întreagă și să nu bea apă, să-și bată joc de el, ca mai apoi să păcătuiască. Vino la rugăciune și când nu te rogi, că și eu pățesc așa. Am mai spus treaba asta. Sunt 20 de minute câteodată dintr-un ceas în care aș putea bla 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 să dau din gură și eu. Să mai casc de 2-3 ori, să mai mă întorc să văd cine a venit. Să mai mă uit cum era despre subsol, pe sub scaune să văd. Sau în geamuri, știi? Că am învățat să ne învățăm, ne-am învățat să ne uităm în geamuri, așa, știi? Eu mă rog, Doamne, dar mă uit ca să văd pe partea aia cine a venit, ce se întâmplă și ce o mai fi. Vino la rugăciune și zdrobește-ți inima înaintea lui Dumnezeu și dacă 20 de minute nu te poți ruga decât să zici așa, cum fac și eu, Doamne, nu mă pot ruga! Doamne, nu mă pot ruga! Dar uneori după 20 de minute Dumnezeu se uită la sinceritatea ta și își cercetează inima, binecuvântat să fie Domnul! Nu vă prea spunem noi pentru că nu vrem să vă stricăm inima, dar procentul acelor din bisericile noastre care au grave probleme de sexualitate ori de pornografie e foarte mare, să știți. E îngrozitor de mare. Nici nu facem noi sondaje aici, dar fac alții în altele țări. Și să știți că nici noi nu stăm mai bine ca și biserici. Și atunci ne întrebăm unde-i puterea lui Dumnezeu. Și îl zgâriem pe păstor pe față și nu mai știm ce să-i facem. Dumnezeu ne vorbește în seara asta. Sfărmați-vă inima înaintea lui Dumnezeu și scăpați de lucrurile astea negative ca să puteți să vă închinați înaintea lui Dumnezeu și să vă continuați călătoria, chiar dacă uneori este roșu la semafor. Domnul să lucreze. În al doilea rând, tu nu ai voie să-ți alegi vremea. Asta e vremea, Doamne, mie acum mi s-ar părea că e în regulă. Nu, Dumnezeu și are vremea Lui. Dumnezeu și are vremea Lui. Știți, evreii se așteptau ca Marea Roșie să fie deschisă deja. Păi, vorbea cineva despre lumina verde de la Marea Roșie. Dar ei s-au dus acolo și au prins la Mare Roșu la semafor. Ei s-au gândit, păi, dar cum adică? Ne-a băgat pe aici un om pe care Dumnezeu îl folosește într-un mod miraculos. Și noi, în loc să avem Marea Roșie deschisă, suntem în pericolul ăsta? Acum ce o să mai facă? Ce o să mai facă, Moise? Ei se așteptau așa la Marea Roșie, ca și noi, să fie flori, covor roșu, observare. Am dat eu, frate, bani în ultima vreme la biserică, am dat. Păi nici măcar nu mă observi. Dar un pic așa, să mă ții de mână un pic mai mult, cu 3, 4, 5 secunde ca pe altul. Adică am făcut lucrurile astea, frate, aștept ceva, aștept menționare, aștept prezentare, așa, măcar de anul nou, frate, mai prezint, nominalizare. Păi și dacă omul uită? Și dacă păstorul uită? Ce se întâmplă? A uitat Dumnezeu? Nu ține minte Dumnezeu?
Cumva nu știe Dumnezeu să te răsplătească? Așa au crezut ei. Dumnezeu nu mai vede. Dragii mei, unde-i creștinul acela care să dăruiască din toată inima, dar să nu-și aducă aminte niciodată? Unde-i omul acela care în momentul în care poate dat la o parte sau poate chiar călcat în picioare, să nu spună niciodată: eu am slujit de atâția ani aici în biserica asta, adevărat e că ți-ai luat răsplata. Unde-i omul acela care să nu facă de ochii lumii? Unde-i credinciosul acela care să plângă, dar i-ar conveni mai tare ca după ce se ridică de la rugăciune să nu mai aibă lacrimi pe ochi, ca nu cumva să-și primească răsplata din partea oamenilor? Unde-i omul ăla care să roagă mai tare acasă și poate mai încet la biserică, poate mai tare acolo în sală decât aici? Nu ne-ați văzut când dăm noi îndemnuri? Am observat asta, inevitabil, am văzut-o. Da? Când suntem aici, rupem tot. Când suntem în sală, noi toate. Dragilor, unde sunt oamenii aceia care să n-aștepte covorul roșu? Unde sunt oamenii aceia care să n-aștepte nominalizare, să n-aștepte etalare, să n-aștepte nu știu ce, toți din... E fratele nostru care a făcut. Unde e omul acela? Acela va primi răsplată din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu își are și el intersecțiile și răscrucile lui de drumuri. Iar de data aceasta era roșu la semafor. Și știți ce se întâmplă? De foarte multe ori când suntem în tensiuni mari și în crize mari ale vieții, când vedem roșu la semafor, de obicei mai vedem încă o culoare. Știți ce culoare au văzut evreii când au văzut roșu la semafor, că nu pot trece Marea Roșie? Știți ce culoare au văzut? Vă las citindu-vă un verset să trageți dumneavoastră concluzie. Exod 14:11. Ei au zis lui Moise: nu era oare morminte în Egipt? Ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci aici să murim în pustie. Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt, Moise, omul lui Dumnezeu, totul până la copii? M-ai adus aici ca să-mi bagi în pământ copiii? Totul până la soție. Ați văzut oameni din ăștia în biserică? Să știți că și eu am avut o perioadă. Totul până la copii. De mine te poți lua, de mine îți ba joc, de mine așa, dar nu te lega de copiii mei. Că numai eu știu cum mi-am crescut și cu ce am crescut. Dar trebuie să depășim și asta. Acum, dragilor, Moise acolo înaintea oamenilor. Nu erau morminte. Care culoare ați bănuit? De doliu, nu? De cimitir. Negru. De foarte multe ori când prindem câte un roșu la semafor, pe calea asta vieții, într-o criză, vedem negru înaintea ochilor, cum au văzut și oamenii ăștia. Negru au văzut înaintea ochilor. Și în situația aceasta vreau să vă spun, dragilor, că oamenii încep să uite. Și zic așa: Moise, urgență Moise, demonstrează acum de ce ești capabil, că dacă nu, nu scapi din mâna noastră. Ne-am săturat de legende spuse despre tine, nu știm care sunt adevărate, nu știm ce ai făcut tu, ce au făcut vrăjitorii în Egipt. Dar de data aceasta arată de ce ești tu capabil. Parcă îl văd pe Moise, stând liniștit. Ok, în regulă. Am să vă spun ceva, un lucru mare. Sunteți atenți, dar repede, repede, te rog frumos să spui. Și parcă îl văd pe Moise, nu-i scris în Biblie, dar parcă îl văd pe Moise spunând treaba asta. Eu v-am adus până aici, înaintea Mării Roșii, ca să vă spun că nu pot face nimic pentru voi. Noi toți, oricare am fi păstor și oricine ar fi aici, stăm înaintea dumneavoastră și vă spunem că v-am predicat promisiunile lui Dumnezeu și ați ajuns până aici. Și dacă necazul e mare și dacă problema e nesfârșită și dacă criza e cumplită pentru tine, vreau să spun adevărul: noi nu putem să facem nimic pentru voi. Dar cel ce poate e aici, în mijlocul adunării. Numele Lui este Iisus Hristos și El e Domn de veacuri. E Dumnezeu care le știe pe toate, care le vede pe toate, care le concepe pe toate, care le pregătește pe toate, că nici nu a ajuns necazul la mine și deja au pregătit mijlocul de a ieși biruitor din încercarea asta. Aleluia, slăvit să fie Dumnezeu! Despre tine e vorba, tu cel ce ești iubit de Dumnezeu. Dragii mei, sunt în constrângere, parcă-l văd pe Moise. Stau înaintea voastră și mă simt în constrângere.
Dar ceea ce vă pot spune este că aștept verdele, verdele dumnezeiesc. Mă trebuia spune cineva, luni mă duc la Cluj, încep tratamentul ăla cu dureri mari, de obicei primim bilete pentru, rugați-vă, suntem în tratament, de luni mă duc iară. Și atunci vin de acolo fără păr și știți dumneavoastră cum e. Și cum te-ai simțit, cum ai trecut până asta? Nu știu, frate Nelu, dar vreau să spun că aștept verdele ăla dumnezeiesc. E roșu peste tot, dar aștept în credincioșie verdele, pentru că Dumnezeu își are vremea Lui. Suntem conștienți, dragii mei, de lucrul acesta. Dumneavoastră ce faceți când vedeți culoarea verde la semafor? Vă bucurați, nu? Dar dacă aveți pe unul în față, care poate că 2-3 secunde întârzie, ce faceți? 2-3 secunde e mult. Eu câteodată nici nu s-o schimbat, eu nu știu de unde știu cei din spate, nici nu s-o schimbat, că stau așa și mă uit și vrea. Claxon. Dumneavoastră câtă răbdare? Aveți așa răbdare, 3, 4, 5 secunde până când claxonați, dacă aveți 1, 2 în față. Cum stați cu răbdarea? Dar la galben, ce faceți dumneavoastră când e galben la semafor? Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Că pentru cei mai mulți înseamnă accelerează, dă-i bice. Cam asta facem noi. Iubiților, Exod spune așa, capitolul 12, versetul 37 și 38, despre evrei, a doua parte a versetului 37, că era un număr de aproape 600.000 de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. Și mai zice versetul 38, o mulțime de oameni de tot soiul, adică din toate neamurile. Da? Așa, mai închiși la culoare. Ten, blonz, păr sârmos, cum vreți dumneavoastră. Din toate soiurile, zice cuvântul lui Dumnezeu. O mulțime de oameni din tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Unii vreau să vă spun că, unii erudiți, spun că erau undeva până la 1.500.000, 2.000.000. Eu sunt mai modest și spun, 1.000.000. 1.000.000 să fi fost. Și Moise înaintea lor. Există, dragii mei, vremi în care unii nu mai au nici cer, nu mai există cer, nu mai există nici Dumnezeu, nu mai există nici posibilități, nu mai există nici responsabilități individuale, adică să ne rugăm, să facem ceva, există doar păstor. Și în cazul lor era Moise. Nimic nu mai aveau din toate astea. Ai trecut o dată până așa ceva? Mă duc la mulți, nu mai vii la biserică. Păi am început de acolo, am văzut că aia, deci nu mai există cer, da cer de rugăciune, că nu mai există nici nimic, nu mai există. Există doar conducătorul bisericii și el îi devină pentru toate. Și acum Moise stătea înaintea unor 1.000.000 de persoane. Și știți ce făceau ăștia? Clansonau toți. Moise, fă ceva, Moise, fă ceva. Dar, dragilor, vreau să vă spun că există o vreme în care apare lumina verde de la Marea Roșie. Dar până la lumina aceasta mai există un cuvânt în Cartea Psalmilor. Psalmul 27 cu versetul 3. Chiar o roștire de-ar tăbări împotriva mea, zice. Inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Moise stătea acolo. Eu aștept lumina verde. Claxonați voi! 1.000.000, chiar dacă voi vă încruntați la mine, eu îl văd pe unul care îmi zâmbește. Și când voi zâmbiți și Dumnezeu e trist, dacă îl văd, sunt trist și eu, clangsonați. N-aveți nimic altceva de făcut, dar eu mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu. Și dragilor, trebuie să învățăm în al treilea rând și în ultimul rând în această seară, că Dumnezeu își are planul lui. O să-ți faci tu planul tău? Drumul tău, hai Doamne pe drumul meu cât ești Tu de mare. Dumnezeu în al treilea rând își are planul Lui, își are drumul Lui, își are vremea Lui pe care toate le gândește și își are planul Lui. Și acum, dragii mei, vreau să vă întreb, oare de ce au prins evreii roșu la semafor? De ce? Nu putea ca marea să fie deschisă? Ce a făcut Dumnezeu cu câteva secunde mai încolo? Nu putea Dumnezeu să facă, nu știu, cu o oră, două mai devreme? Știți de ce? Vedeți cum Dumnezeu are planul lui.
pentru că trebuiau cei care erau urmăritorii lui, lor, dușmanilor, să prindă verde la semafor, să intre în mare. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că egiptenii când au văzut că e verde, știi cum face ăla nepocăit, să uite la cel care ne prinde. Dar ce mă, numai pe ei, noi nu putem face ce fac ei. Păi numai evrei pot trece pe acolo, noi nu? Și s-or băgat și ei. Imediat, ori prins verde la semafor. Așa vreți dumneavoastră să prindeți? Verde când nu trebuie? Mai bine roșu, Doamne, să fie, dar să rămânem în ascultare. Și au intrat acolo și bineînțeles că s-au gândit egiptenii. La roata noastră de lemn, cum aveau ei carele de război atunci, nu există posibilitatea să facem vopan la roata de lemn. Dar nu s-au gândit că există un Dumnezeu care poate să le scoată roatele de la căruță. Și a mai prins ceva. Pe lângă faptul că era noapte, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că norul care mergea înaintea evreilor, care pe o parte era luminos și pe partea cealaltă era nor, era ceață într-un fel. A fost noapte cu ceață și a început învălmășala. Dar pentru cei care au avut răbdare când a fost roșu la semafor, acum era lumină. Înțelegeți? Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că e trecut prin mijlocul mării ca prin pustiu, cuvântul original ca prin deșert, o devenit tare sub picioarele lor. Așa e Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Iubiții Domnului, să știți că egiptenii aceia au sfârșit-o acolo, dar poporul lui Dumnezeu au cântat dincolo de Marea Roșie cântările Domnului. Pentru că Dumnezeu și-a arătat puterea și slava. Aduc aminte că sâmbăta trecută, nu ieri, cealaltă, un frate păstor care ne trimite predicile audio și titlul, numai mie, am înțeles că la mai mulți trimite. Mi-a trimis predica și mi-a zis, hai să mă uit să văd ce titlu are. Și titlul era așa, era 40 de grade afară, vă aduceți aminte, săptămâna trecută, și titlul era așa, cu toții la seceriș, parcă m-au tăiat apele și mai rău. Imediat, nu, asta da vreme de seceriș, dar în realitate, dragilor, vreau să vă spun că secerișul nu poate fi decât pe arșiță. E arșiță acum. A ieșit roșu la semafor. Trebuie să stai acolo în răbdare, pentru că va veni verdele dumnezeiesc și într-o zi vei trece prin problemele tale ca printr-un pustiu, pe loc uscat, pregătit de Dumnezeu. Mi-aduc aminte acum de John White, omul acesta care a plecat în urmă cu exact 130 de ani, anul 1892. A plecat în India, după ce 2 ani de zile s-a dedicat să învețe limba, după ce a renunțat la tot ceea ce putea fi într-o țară prosperă și s-a pus pe vapor și a plecat. Și când a ajuns acolo, a primit o telegramă care avea să-l zdruncine din temelii. Scrie așa pe telegrama aceea, doar câteva cuvinte, scrie așa: John, ești tu plin de Duhul Sfânt? Așa s-o bulversat de tare. Păi eu am învățat atâta timp, eu am renunțat, eu am dăruit, mi-am lăsat familie, casă, carieră, tot. Și am venit aici, mă umle ca să-mi trimis tu o telegramă până aici să mă întreb dacă ești plin de Duhul Sfânt. Ii fi tu! Dar toată noaptea nu a avut odihnă. Și s-o gândit la acea telegramă din când în când o citea. Și de atunci a început să ducă o viață de rugăciune și să nu-L lase pe Dumnezeu până nu-L binecuvântează. Probabil mulți oameni știu ce s-a întâmplat după anii 1900 doar când s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar omul ăsta trimitea în țara lui natal o scrisoare. Zice, noaptea asta am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu când oamenii nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Dar rugându-se, spunând așa. John Hyde spune așa: mi-a făcut Dumnezeu de cunoscut că secolul care stă să înceapă va fi un secol în care mulți oameni vor fi botezați cu Duhul Sfânt și foarte mulți se vor întoarce la Dumnezeu. Dar el 17 ani a petrecut în India fără ca unul să se pocăiască. Și a înțeles că trebuie să se roage mai mult. Și la prima lor convenție misionară de acolo din India, el a zis așa: anul ăsta m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, mai bine mor decât să nu-mi dea. Câte zile are anul? Unul pe zi să se întoarcă la Dumnezeu. Mă, tu 17 ani, n-ai văzut niciun rezultat. Și vreau să vă spun că peste un an de zile, 365 de persoane s-au întors la Domnul. După un an de zile a zis, dublez. 2 vreau pe zi să se întoarcă la Dumnezeu. Și după 3 ani a dublat încă o dată și a zis, 400 vreau, Doamne. 400. Nu, iertați-mă, 4 oameni pe zi.
patru să fie cei care se întorc la Dumnezeu, tot o să îi nebun. Dar Dumnezeu a făcut așa și a zis, cum te ascultă Dumnezeu așa? Ce, pentru că în fiecare noapte, toată noaptea mi-o petrec în rugăciune și îi spun, Doamne, dacă nu îmi dai patru oameni pe zi care se întoarcă din toată inima la Tine, omoară-mă, pur și simplu nu mai vreau să trăiesc. S-au întors atâția oameni la Dumnezeu. Știți care era deviza lui? De fapt, cuvântul lui, întrebarea lui preferată când se întâlnea cu unul mai tânăr, un slujitor mai tânăr, întreba așa, de la telegramă. Zice, ești tu plin de Duhul Sfânt când stai în spatele amvonului? Vezi, dragilor, că avem nevoie de putere.